Sì, il martor, da. Martor ocular. Mhm. Să ți copii să intre, care vin părinți. Să ne împotrivim? Nu intimi, da. Noi facem apel la rușinea lor. Bun, bine. Încă la rușinea părinților, nu a copiilor. Copiii sunt conștienți. Nu știu să pune unii copii, au fost să se intimidă. Strigi la un copil, o să iau. Când am muzică, era mai tare. Este numărul dumneavoastră? Nu, vedeți, muzica era foarte tare. Dar mai într-o parte. Dacă noi cum lucrăm, Dar și în timp protestul și obligat să răspundă la telefoane? Nu mi-a răspuns, da? Dar cum eu знаю, că te voi zvonit? Am înțeles. Și вообще не важно, здесь музыка играла так громко. Здесь мне написано, что я обязан поднимать трубку и отвечать, когда вы звоните. Am înțeles. Totuși, este vreo de când se gata la copii. Dar putem, strigăm că avem voi. Nu vă sunați, vă întrebi să vă spună că sunt maltratate animalele? Nimeni nu s-o plâns? Nu știu de asta. Vă slușiți de asta. Dumneavoastră aveți dreptul să protestați, nu e nicio problemă. Dar respectați norme. Da, dar nu inventați norme. Nicăieri nu scrie că nu avem voie să strigăm la copii. Poate în epigramele dumneavoastră scrie, în mod greșit. Lasă, eu știu că tu ești foarte, foarte activ, să știi, asta îmi place. Dar să știi că hai să nu ne luăm pe picioare. Dar păi, dar ne tai pui niște reguli inventate, că nu strigați la copii. Dar de unde ai luat chestia asta? Ai scris în vreo legi? Norme omenești, pur și simplu, la copii. A, eu credeam că vii cu legea, dar dumneata vii cu norme omenești. Norme omenești sunt să-ți bați nevasta și copchii, dar de-am gata, ajunge, suntem în mileniu 3. Primărie încă nu a aflat de asta. Da. Ne-am lămurit. Все. Carl, nu te dezvinovățe că n-ai greșit nimic.